O educatoare de la grădinița cu program prelungit Nicolae Bălcescu din Râmnicu Vâlcea s-a confruntat cu o situație neașteptată chiar la puțin timp după ce s-a vaccinat cu serul AstraZeneca. După doar 2 zile de la administrarea primei doze, femeia a prezentat simptome specifice infectării cu SARS-CoV-2. Acest lucru a determinat-o să facă un test care a confirmat în cele din urmă infectarea. Chiar astăzi am primit informația de la grădinița cu program prelungit Nicolae Bălcescu, cum că un coleg s-a vaccinat, o colegă de-a noastră s-a vaccinat și a avut reacții adverse. Bineînțeles, și-a făcut și testul și testul a ieșit pozitiv, motiv pentru care am convocat Consiliul de Administrație și am suspendat cursurile pe o perioadă de 2 săptămâni. Cred că era deja infectată și a făcut vaccinul. Când a făcut vaccinul mai exact? Acum 2 zile. Deci acum 2 zile. Da, acum 2 zile a făcut vaccinul, a avut temperatură, dureri musculare și automat a văzut că nu-și revine. Motiv pentru care a fost testată și a ieșit pozitiv. Potrivit reprezentanților DSP Vâlcea, este posibil ca educatoarea să fi fost deja infectată. Și-a recoltat testul pentru identificarea virusului SARS-CoV-2 în data de 23, confirmarea a venit în data de 24, a fost vaccinată cu vaccin AstraZeneca, este posibil ca la data vaccinării dumneai să fost deja infectată cu virusul SARS-CoV-2. În momentul administrării vaccinului anti-COVID-19 nu se fac testări pentru a depista existența unei eventuale infecții, ci doar se completează un chestionar privind starea de sănătate a persoanei care se vaccinează. Potrivit DSP Vâlcea, este posibil să apară astfel de cazuri de infectări înainte de imunizare, despre care persoana în cauză să nu aibă cunoștință. În momentul în care o persoană merge să-și facă vaccinul, nu se poate depista atunci dacă are sau nu... Momentan nu există această testare la centrele de vaccinare. De asemenea, mai spun cei de la DSP Vâlcea, niciun vaccin nu este eficient imediat după administrare, ci numai după câteva săptămâni. Niciun vaccin nu are efect chiar imediat. Știm că trebuie să, până la atingerea titlului maximal de protecție, trebuie să treacă câteva săptămâni. La a doua doză, știu că după vaccinul cu AstraZeneca ajunge până la o eficacitate de 82%. Da. După prima doză, cam ce eficacitate are? În jur de 60-64-65%. În acest moment, educatoarea se află în carantină împreună cu membrii familiei, iar activitatea clasei s-a mutat în mediul online.